suntem din nou la Observatorul Live. De această dată, după cum vedeți, în zona platoului Halelor Centrale, aici unde s-a făcut ordine, unde au fost mobilizate forțe impresionante de poliție, care chiar își fac treaba, direcționează lumea și s-a terminat cu nebunia pe care ați văzut-o în imagini la Halele Centrale în zilele trecute. Așadar, se poate și altfel. Oamenilor le sunt cerute explicațiile prevăzute de lege, dacă sunt din zonă, dacă au treabă aici, dacă declarațiile pe propria răspundere sunt conforme cu realitatea. Se poate intra civilizat, s-au făcut aceste separatoare, se intră prin acea parte a pieței, apoi oamenii sunt direcționați către platou și se poate întâmpla toată povestea și în mod civilizat. Deci se poate și să se respecte distanțarea socială. După cum vă spuneam și în, live-urile precedente, sunt organizate filtre de poliție în mai multe zone din Ploiești, nu doar aici la Halele Centrale. Vom merge și acolo, sunt și în zona de nord, sunt și la Piața Aurora, acolo unde polițiștii încearcă să facă ordine. Stau de vorbă cu ei ceva mai devreme. Scopul nu este să împartă amenzi. Îmi cer scuze dacă nu s-aude foarte bine, dar mă cam încurcă masca. Asta este, trebuie să respectăm regulile. Și vă spuneam că oamenii sunt... sunt porniți pe amenzi. Vând mai mult să conștientizeze lumea că trebuie să respectate aceste măsuri de distanțare socială. Așadar, în momentul în care s-a vrut și s-a putut, dacă oamenii n-au fost de înțeles, iată că s-a putut face și ordine cu câțiva polițiști aflați în dispozitiv la Halele Centrale și la alte piețe din Ploiești. Oamenii își așteaptă rândul liniștiți, merg și fac cumpărăturile și apoi pleacă. Revenim cu o altă transmisiune dintr-un alt punct al Ploieștiului, acolo unde sunt forțe de ordine. Vă spuneam, unele dintre filtre se mută, nu sunt ca cele de la nord sau Piața Aurora sau cel din centru, fixe pentru mai multe ore. Se mută destul de des, încercând să facă pe oameni să înțeleagă că oriunde te poți trezi cu poliția în spate.